Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre bursa CoinsBit. Cine nu cunoaște, este o bursă foarte puternică. Deci ei acum au o promoție. Ea merge în principiu de mult. Eu pe această bursă sunt înregistrat de pe 10 octombrie, dar acum pe 31, deja 1 noiembrie, am hotărât să fac un video să explic ce trebuie de făcut pe această bursă ca să primim gratis $200. Deci, bursa aceasta, posibil să repete istoria la Binance. Deci Binance, când au dat monete gratis, costul lor era 10 cenți, ca și la bursa aceasta, dar acum fac undeva $17 o monetă. Deci cei 2000 de monete care le primiți acum, ele, dacă nu o să le vindeți deodată, când o să apară pe bursă, în decembrie, aceste monete, dar le veți păstra de pildă un an, eu știu, jumătate de an, poate să se repete istoria ca la Binance. Deci să crească, dacă luăm $17, împărțim la 0,1 dolar, ies 1700 de ori, dacă nu greșesc, 170 de ori. Deci acești $200, ca exemplu, poate să se facă, știu, de 10 ori dacă ar crește, $2000. Deci uitați-vă, ce trebuie de făcut ca să primiți aceste monete? În primul rând, trebuie de făcut verificarea. Deci trebuie de trimis lor poză cu acte și o poză cu buletinul în mână. Cum facem acest lucru? Când ne înregistrăm, înregistrarea este simplă. O să arăt mai târziu. Intrăm în account, deci în interior. Și aici este verification. Verification, adică unde? În prima despărțitură introducem datele despre noi, în despărțitura despre document adăugăm pozele la buletin, dacă trimite buletin, dacă trimitem pașaport, alegem pașaport, dacă permis de conducere, permisul de conducere. Deci eu am trimis buletinul. Și a doua poză, cum este arătată în exemplul acesta, trebuie descris pe o foaie denumirea bursei date, coinsbit.io, data și semnătura. Iar în altă mână ținem buletinul sau documentul care l-am atașat mai sus. Dacă permisul de conducere, înseamnă permisul, dacă pașaportul, pașaportul. Le adăugăm și le trimitem. Deci eu le-am trimis, aștept acum, când o să fie cu verde, înseamnă că am trecut verificarea. Și în direcția referral program voi avea aici monetele primite. Deci până nu fac verificare, nu primesc monetele. Deci orice persoană nu va primi monete dacă nu face verificare. Deci pentru ce spun acest lucru? Că mulți ascultă video, dar în final tot una nu fac acest lucru. Pentru ce mai faceți înregistrare dacă nu înțelegeți că acest lucru este principal? Deci nimic aici nu se dă pur și simplu pentru careva acțiuni. La fel, noi putem primi 1000 de monete pentru fiecare referral direct și 500 de monete pentru referalul de nivelul 2, 250 de monete pentru referalul de nivelul 3. Deci putem face, în plus, încă dacă partenerii invitați de noi sunt activi, din 3 nivele, 1750 de monete. Deci aici scris maximum, să are în vedere că 3 nivele, dacă sunt toate
îndeplinite cu oameni. Cu toate că poate fi fără limită oameni în prima linie, în linia a doua, în linia a treia. Unde vedem informația mai detalată? Uitați-vă și în direcție CNB token. Este un timer până când merge această programă cu monete gratis. Pește 49 de zile, 13 ule și câte minute acolo mai sunt, se va termina această promoție. Total vor fi 1 miliard 500 milioane de monete, prețul la monetă va fi 10 cenți inițial. Gratis se vor repartiza 500 de milioane, iar pentru referal sunt calculate 900 de milioane de monete. 100 de milioane vor fi vândute, cum înțeleg eu. Promoția aceasta s-a început pe 1 septembrie, inițial se dădeau câte 1000 de dolari, adică câte 10.000 de monete. Pe urmă, din 16 septembrie până pe 10 octombrie, câte 5.000 de monete. Iar din 15 octombrie se dă câte 2.000 de monete. Deschiderea va fi pe 20 decembrie. Deci, vor fi în vânzare monete. Cine va dori să le cumpere? Deci, majoritatea vor fi repartizate gratis, cum eu văd. Undeva o cantitate foarte mică se vor vine. Așa. Foarte important este de făcut și activarea înregistrării. Deci ce înseamnă activarea? Pe e-mailul care o să-l indicați la înregistrare. Acuși arăt ce am în vedere. Vine un e-mail. Alegeți limba care doriți. Deci, când treceți după linkul care este sub acest video, în descriere apare această pagină unde trebuie de introdus e-mailul, pe care va veni un mesaj, parola, repetați parola, bufați aici și apăsați pe butonul sign up. În e-mail vine un mesaj așa, nu ești e.
deci eu pe 10 octombrie am făcut înregistrarea. Vine un astfel de link pe care trebuie să apăsați. Eu deja am făcut activarea. Și trebuie să apară așa ceva. Accountul sau cu verde este activat. După ce puteți intra în cont. Cam atât ce am vrut spun. Numai bine!